Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, curios lucru este tăcerea. Armă cu două tăișuri este ea, pentru că îl poate ridica pe om deasupra firii sau îl poate coborâ sub aceasta. Tăcerea îl poate însingura pe om, îl poate izola, îl poate face să se simtă pierdut al nimănui, până într-acolo încât el se poate aliena, poate își pierde mințile, se poate pierde ca ființă. Sub firea animalelor poate cădea omul din cauza ei. Dar în același timp, tăcerea îl poate ridica pe om deasupra ființei sale, deasupra condiției sale. Îl poate ridica chiar deasupra îngerilor. Și sărbătoarea de astăzi este sărbătoarea tăcerii care rodește cuvânt. O sărbătorim astăzi pe cea care, prin tăcere, s-a ridicat deasupra heruvimilor și a serafimilor și a tuturor puterilor cerești. Cea care, prin tăcere, i-a îngăduit, și spun conștient lucrul acesta, i-a îngăduit lui Dumnezeu să-și verse iubirea peste fiii oamenilor. Pentru că iubirea respectă libertatea. Iubirea nu forțează. Iubirea nu se luptă, nu se ceartă. Iubirea stă cu minte, dar este acolo. Și atunci, pentru a putea lucra, ea are nevoie de acceptare, are nevoie de implicare, dar mai ales are nevoie de această pregătire pe care doar tăcerea o poate oferi. Spune Sfântul Ignatie Teoforul că trei lucruri s-au lucrat în tăcerea Tatălui. Pururea, fecioria Maicii Domnului, nașterea lui Hristos și moartea Lui. Așadar, din tăcerea Tatălui se naște Hristos. Se întâlnesc astăzi două tăceri. Tăcerea Tatălui și tăcerea Maicii. Din aceste două tăceri rodește cuvântul. Cuvântul Tatălui și cuvântul Maicii. Întotdeauna Dumnezeu, când vorbește, își începe cuvântul prin amin, prin să fie. Acesta a fost și primul cuvânt al lui Dumnezeu. Îl găsim în facere chiar la al treilea verset. Să fie. Omul, când vorbește, încheie cuvântul, își încheie cuvântul cu amin, cu să fie. Astăzi, omul încheie ceea ce a lăsat neterminat odinioară în rai. Chemarea la dialog pe care Dumnezeu i-a făcut-o omului și pe care Adam, întorcându-se cu spatele la el, la Dumnezeu, a întrerupt-o, este onorată, să spunem, este acceptată, este aleasă de Maica Domnului. Închinzându-se cercul, să fie a lui Dumnezeu se întâlnește cu să fie al omului. Și de aceea biserica cântă astăzi așa: astăzi este începutul mântuirii noastre. Pentru că abia când se întâlnește dorința lui Dumnezeu cu dorința omului, când se întâlnesc acestea două,
abia atunci începe mântuirea noastră. Nu se sfârșește. Cum se va sfârși o iubire veșnică? Astăzi, cea care și-a pregătit inima într-o tăcere adâncă, hrănită de către tăcerea Tatălui în Sfânta Sfintelor, vine să ridice o cara de pe fiii oamenilor. Și Dumnezeu a spus, dar noi prea puțin înțelegem, prejudecățile noastre sunt prea mari. Noi am înțeles că femeia a fost blestemată, dar nu. A fost pedepsită pentru neascultarea ei, pentru că nu și-a împlinit firea aceea de a fi sufletului bărbatului, să fie slava bărbatului, astfel încât el, văzând ascultarea ei, să poată deveni el însuși ascultare pusă în practică și astfel să fie slava lui Dumnezeu. Așa se înțelege cuvântul Sfântului Pavel. Femeia este slava bărbatului și bărbatul slava lui Dumnezeu. Dar când a pedepsit-o, Dumnezeu a zis, aceasta va zdrobi capul șarpelui. Ce înțelegem de aici? Că femeia va repara toate. Și astăzi vine cea care, femeie fiind, luptată fiind, dar biruitoare rămânând, pune la loc toate. În tăcerea adâncă a inimii ei, a înțeles lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, dorința ei cea mare era, fiind acolo în Sfânta Sfintelor, așa se ruga, Doamne, îngăduie-mi să fiu eu slujnic acelei care îl va naște pe Mesia. Cine înțelege taina lui Dumnezeu sau cel în care începe taina lui Dumnezeu să se dezvolte, să crească, să prindă contur, acela înțelege că este chemat la slujire, că este chemat să se pună la dispoziție. Și Maica Domnului și-a făcut din aceasta scopul vieții. Dorința inimii ei cea mai adâncă era să devină slujnica Maicii Domnului. Pe cel smerit, Dumnezeu îl înalță, celui smerit îi dă har, spune Scriptura. Dar aici este mai mult decât atât, este mai mult decât har. Tăcerea fără un dor înalt al inimii, după cum am spus, îndobitocește. Dar dacă în inima noastră avem un dor frumos, un dor înalt, chiar dacă este încă nedesăvârșit, este un dor pe măsura neputințelor noastre. Tăcerea este acea presiune extraordinară care transformă cărbunele în diamant. Fără o dorință a inimii care să vrea să te ridice deasupra condiției tale, tăcerea nu-ți va fi de folos și viața nu-ți va fi de folos. Ea, dorindu-și acest lucru înalt, l-a determinat pe Dumnezeu să se pogoare la ea. Întreaga Sfântă Treime a lucrat asupra ei. De aceea, din tăcerea ei adâncă, a ieșit un singur cuvânt, fie. Dar, vedeți, a fost un fie al celei care s-a pus la dispoziție. N-a fost doar un treacă de la mine,
fie și asta pe lângă altele. Nu. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și cuvântul a rodit. Ea, înțelegând că este chemată mai presus de fire, în inima ei a început deja să lucreze taina Tatălui, ceea ce spunem noi, taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. A început să lucreze taina Tatălui și atunci Hristos, care este taina cea din veac ascunsă, a început deja să lucreze, să-și lucreze trupul din care își va lua El însuși trup pentru sine. A început să lucreze împreună cu Maica Domnului, astfel încât, spune Părintele Stăniloae, acest fie al Maicii Domnului este rezultatul dintre ascultarea Fiului din treime și ascultarea Maicii. Este ascultarea mai presus de fire. Și de aceea, acest cuvânt ne ridică și pe noi oamenii, dacă îl împlinim, deasupra îngerilor. Îngerii nu înțeleg taina aceasta pentru că ei nu pot înțelege familiaritatea aceea pe care doar părinții o au față de fii și fiii o au față de părinți. Ei slăvesc această familiaritate, se bucură de ea, dar se bucură de ea de la o oarecare distanță. Noi suntem chemați să o lucrăm în adâncul inimii noastre, în tăcerea inimii noastre. Spune psalmistul, cumva, parcă vorbind și despre acest eveniment, pentru că Maica Domnului s-a temut la început, prima dată s-a temut de mândrie. Și zicea în sina ei, după ce îngerul i-a zis, bucură-te cea plină de har. Oare ce închinare să fie asta mie, să mi se spună așa ceva? Noi oamenii așa de tare ne bucurăm când cineva vine și zice, tu o să fii o mare. Nu contează cine este, ne bucurăm. Tu deja ai în tine ceva bun, se vede de departe. Sfântul Efrem Sirul, pe care am putea să-l numim Părintele Smereniei, se căina pe sine, nu că primea laudele, că nu se întristă, că primea laudele, se căina pe sine, că nu se întrista atunci când este lăudat. Și Maica Domnului prima dată s-a temut de mândrie. Ce închinare poate să fie asta? Dar asta a spus-o în sinea ei. Delicată fiind, n-a vrut să-i aducă vreun afront celui din fața ei, pe care abia după aceea a înțeles că este Îngerul Dumnezeu. Și chiar așa, acesta i-a zis că Duhul Sfânt, că ea va naște fiu pe Emanuel. Cum este aceasta mie? Eu nu cunosc de bărbat. De data asta s-a temut de curvie, s-a temut de cele trupești, s-a temut să nu greșească înaintea lui Dumnezeu, ea care se făgăduise pe sine să se păstreze curată ca să poată să fie slujnică doar. Cere asta, curăție, să nu credeți că a sluji este lucru mic. Nu, este lucru mare. Hristos însuși este slujitorul prin excelență. Și s-a temut să nu greșească înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, eu nu știu de bărbat, ce îmi spui tu aici? S-a înfiorat. Și atunci Îngerul i-a explicat că Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Și de aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema.
Atunci a înțeles ea că este o chemare mai presus de fire. Și înțelegând asta, în tăcerea inimii ei, am zis, s-a petrecut acea ascultare pe care noi o primim astăzi în dar. Și spuneam că psalmistul, parcă vorbind de acest lucru, zice, zis am eu să nu păcătuiesc cu limba mea. Amuțit-am și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. S-a înnoit, adică s-a făcut alta. Scap de o durere, de durerea păcatului și dau peste altă durere? Da, dar această durere este o durere care curăță. Că spune mai departe psalmul, în cugetul meu se va aprinde foc. Acest foc ne este atât de necesar astăzi. Fără acest foc nu trăim, să știți. Cel care vorbește mult, acela nu trăiește. De ce credeți că parcă a luat-o razna timpul astăzi? Trece prea repede, prea greu, trece fără noi. Ne simțim parcă nu trăim. De ce? Pentru că, într-adevăr, noi nu trăim cu adevărat. Acesta este un vis. Cel care trăiește în afara inimii și fuge de tăcerea adâncă a inimii, acela este, parcă ar fi într-un vis. Așa trăiește. Dacă se poate numi trai acela. Dar intrând în adâncul inimii, tăcerea aceasta ne va lărgi inima. Și vom înțelege că Dumnezeu este Cel care ne lărgește inima astfel încât să poată încăpea în ea iubirea Lui. Maica Domnului este singurul om care a înțeles cu adevărat iubirea Fiului față de Tatăl și prin Fiul a înțeles iubirea Tatălui față de oameni. Iar faptul că noi, în rugul aprins care nu se mistuia, cel văzut de Moise în muntele Sinai, o vedem pe Maica Domnului, arată și acest lucru. Și anume că în ea a încăput toată, este o taină care ne cutremură, a încăput întreagă iubirea lui Dumnezeu, iubire pe care acesta, spunându-i lui Ieremia prorocul, a numit-o veșnică. Cu iubire veșnică te-am iubit și de aceea mi-am vărsat asupra ta bunăvoința mea. Cu iubire veșnică. Acesta este focul care nu se stinge și nu te consumă, ci te transformă. În tăcerea inimii avem nevoie așadar să ne lucrăm disponibilitatea. Disponibilitatea de a sluji. Maica Domnului a început cu acest fie și iată s-a născut cuvântul. Și cuvântul, trup s-a făcut. Și am văzut slava lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, cel plin de har și de adevăr. Și lumina a luminat în lume și întunericul nu a putut o cuprinde. Întunericul minții noastre n-a putut să cuprindă lumina ascultării pe care Dumnezeu a venit însuși să ne-o aducă în dar. Dar Maica Domnului face în așa fel, prin acest cuvânt, fie, ca mintea noastră să se lărgească, ca inima noastră să devină vas în care iubirea lui Dumnezeu să poată încăpea, dar nu pentru noi. Aici este taina. Hristos, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a întrupat, s-a răstignit, a înviat, s-a înălțat. Și cum spunea el unui sfânt părinte, este gata să o facă din nou pentru noi, dacă este nevoie. Pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, nu pentru El.
Maica Domnului a vrut să fie slujnică, socotindu-se mai prejos, dar așa a putut înțelege înălțimea slujirii. Cel care se pune la dispoziția celuilalt, acela arată că trăiește. Dar nu te poți pune la dispoziția celuilalt prin vorbă multă. Nu te poți pune la dispoziția celuilalt dacă trăiești în afară, pentru că tu atunci ești doar o părere de om. Nu ești om cu adevărat. Lucrează-ți disponibilitatea în liniște, în tăcerea adâncă a inimii și inimile tuturor se vor simți mângâiate și adăpate de dulceața Harului Dumnezeiesc. Nu este altă cale. Dacă ar fi fost altă cale, Maica Domnului ne-ar fi arătat-o. Ea a spus doar două cuvinte. Acest fie pe care mai târziu la Cana Galilei l-am auzit în altă formă, faceți orice vă va spune El și mărește suflete al meu pe Domnul, că mi-a făcut mărire cel puternic. Să nu avem alte cuvinte. Inima noastră, dacă rodește alte cuvinte afară de acestea două, de laudă adusă lui Dumnezeu și de ascultare față de voința Lui, să știți că încă hălăduiește pe afară. Îmi iertați cuvântul, dar mi se pare că exprimă destul de bine. Ăsta este vagabondaj duhovnicesc. Sfântul Pavel spune că nu avem cetate stătătoare, dar asta nu înseamnă că suntem ai nimănui, că umblăm aiurea. Nu avem aici, pe pământ, cetate stătătoare, dar avem în cer. Și de aceea am zis vagabondaj, cel care n-are țintă, n-are scop, care trăiește de ca și cum n-ar fi, acel virtual de care media este plină astăzi. Spunea Sfântul Simeon, cel nebun pentru Hristos, ucenicului său, dându-i un sfat pentru întreaga viață, și spunea, mișcat fiind de Harul lui Dumnezeu pe care îl vedem atât de îmbelșugat în Maica Domnului astăzi, să trăiești pe pământ astfel încât oamenii să nu-și dea seama că existi. Dar când vei pleca, când vei muri, să lași un mare gol în urma ta. Cine poate face acest lucru? Cel care lucrează dorul ascultării în tăcerea adâncă a inimii. Cel care cu răbdare și cu mințenie face ca pământul inimii să rodească. Și nu pentru el, ci pentru oameni și pentru mântuirea lor. Dacă ne vom însingura cu Dumnezeu în adâncul inimii noastre, din ce în ce mai adânc, din ce în ce mai intim, atunci vom vedea fața lui Dumnezeu. Pentru că în cugetul nostru se va aprinde foc și focul acesta ne va curăța inima. Fericit cel curat cu inima, că acela va vedea pe Dumnezeu. Mântuitorul spune atunci când ne învață cum să ne rugăm, intră în cămara ta cea mai dinăuntru, închide ușa și apoi roagă-te Tatălui în ascuns. Și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti ție la arătare. Ne dă ordine foarte limpede. Întâi intră în cămara ta cea mai dinăuntru, apoi închide ușa, adică rupe legătura cu exteriorul, și după ce ai închis ușa, roagă-te în ascuns, în taină, Tatălui tău. Și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti ție la arătare. La adevărata arătare, ceea ce se vede astăzi este înțelesul celălalt al arătării. Parcă era o arătare, adică nu arăta om, nu știa, e om, e duh ce este, nu se mai cunoștea nimic de el. Mântuirea noastră
nu va începe decât în momentul în care să fie al lui Dumnezeu se va întâlni cu fie al nostru. De aceea, mare nădejde avem, frații mei, astăzi, pentru că noi, fiind fiii Maicii Domnului și așezându-ne la picioarele ei, noi nădăjduim ca în răspunsul ei, fie la chemarea lui Dumnezeu, să auzim și noi ca răspuns la cererile noastre, supremul răspuns al lui Dumnezeu, fie.